Sunt deosebit de onorat să fiu și eu astăzi aici, un eveniment care este foarte aproape de sufletul meu și le mulțumesc colegilor pentru invitația pe care mi-au făcut-o. Când Mântuitorul ne spune, cereți și veți căpăta, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi, nu face altceva decât să ne spună că resursele pe care le avem aici nu ne sunt suficiente. Avem nevoie de resursele cerești. Și în 2 Corinteni, capitolul 7, spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Știu că avem tendința naturală să vrem să fim iertați de Dumnezeu, dar în pedagogia lui Dumnezeu asta vine doar atunci când ne smerim, când venim înaintea Lui și batem la porțile cerului. Aș vrea să ne plecăm capetele și să spunem o rugăciune. Venim, Doamne, înaintea Ta, în numele Domnului Iisus Hristos și Te rugăm într-un mod deosebit în această zi pentru România, pentru țara noastră. Am eșuat în atâtea lucruri, Doamne, dar chemăm numele Tău în aceste momente. Te rugăm să ne ierți păcatele, Doamne. Te rugăm să ne pui în căușul palmei Tale, Doamne Dumnezeule, și Te rugăm să ne vindești țara. Te iubim pe Tine, Doamne. Te glorificăm în numele Domnului Iisus Hristos și Te iubim. Amin.